Uh, am revenit. Vreau să vă mai prezint pe cineva talentat. Este un băiat uh, cu un stil aparte de scris. Se numește Lucian Cernovski și uh, Lucian uh, seamănă așa la. la felul de a-și de a pune penița pe hârtie cu Edgar Allan Poe, mi se pare mie așa. Și e chiar foarte talentat, mie îmi plac poeziile lui, chiar dacă par câteodată puțin ciudate. Și vreau să îi recit astăzi sonetul 7. așa se numește poezia. Dă-mi un cuțit de argint. Și, îndată, îți voi da bucăți din inimă și o parte din ficat să le mănânci cu sete și cu un pahar de vin, roșu ca sângele meu și dulce, cum am fost eu. Îți dau și ochii mei să nu mai văd altă femeie. Îți dau. Și timpul meu, și viața mea întreagă să fiu numai al tău și al nimănui, odată. Ți-am fost și soț, și prieten, și frate, și iubit, dar, din păcate, eu am fost un egoist. Te-am păstrat doar pentru mine. Meritai ceva mai bun. Tu ești privighetoarea și în Colivia ai fost închisă Ești liberă să zbori dragostea mea Noi doi ne vom revedea poate nu în lumea asta poate chiar în următoarea